Ambasadorii Republicii Moldova trebuie să facă diplomație economică și să promoveze interesele diasporei moldovenești, iar misiunea cea mai importantă a acestora este integrarea europeană a țării noastre. Acestea sunt directivele transmise de șefa statului Maia Sandu și ministrul de externe Nicu Popescu în cadrul reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova, organizată în contextul oportunităților și provocărilor regionale. Potrivit președintei Maia Sandu, ambasadorii trebuie să facă Republica Moldova cunoscută și să se axeze pe trei direcții de cooperare cu țările partenere: justiție, diaspora, investiții și economie. Pe de o parte, vrem să promovăm exporturile în contextul, mai ales în contextul acestei crize care a dat peste cap relațiile comerciale și e nevoie să găsim piețe de desfacere, e nevoie să-i ajutăm pe exportatori să poată să ajungă cu produsele noastre pe piețe stabile, pe piețe unde se apreciază calitatea și prețul mărfii și nu alte aspecte politice sau de alt ordin. Cea mai mare realizare este obținerea statutului de țară candidată la aderarea europeană, dar urmează etape și mai importante. Până acum, relația cu Uniunea Europeană a dat soluții la criza provocată de invazia rusă în Ucraina, susține ministrul Popescu. Am lucrat foarte bine cu colegii noștri din guvern, astfel încât integrarea europeană să aibă efecte pozitive, concrete pentru cetățenii noștri, pentru oamenii de afaceri. Am făcut totul pentru a liberaliza și facilita viața transportatorilor care vor și trebuie să transporte bunuri în Uniunea Europeană, pentru a minimiza impactul prețurilor enorme la resurse energetice prin acele granturi din partea Uniunii Europene. În luna iunie, Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare prin votul unanim al liderilor statelor Uniunii Europene. Pentru deschiderea negocierilor, guvernul de la Chișinău trebuie să îndeplinească 9 recomandări ale Comisiei Europene, de exemplu, să încheie procesul de reformare a sistemului judiciar.